Mă numesc Mara Cârciu, sunt membra Bisericii Ortodoxe Sfânta Maria din Dacula, Georgia. Sunt redactor la ziarul Miorița USA și editor la ziarul Romanian Times. Sunt membra a comunității românești din Atlanta de peste 12 ani. I-am cunoscut cu această ocazie pe Mihai și Cati Botnariu, iar recentele evenimente din Norvegia legate de fiul familiei Botnariu, Marius, și soția acestuia, Ruth, de luarea abuzivă a copiilor de către Barnevernet, m-au adus aici, în mijlocul acestei comunități. Sunt cu sufletul alături de ei și protestez în mod pașnic pentru aducerea acasă a acestor copilași. Să înțelegem că îi cunoașteți de aproape, sunteți prietenă de familie cu familia Botnariu? Mă consider prietena familiei Botnariu. Personal cunosc pe Cati și pe Mihai, tatăl lui Marius, bunicul copiilor. O cunosc pe Oana, știu din ce familie fac parte. Sunt oameni cu frică de Dumnezeu, niște oameni cu credință, cu dragoste de oameni, de copii. Doresc să-i văd reuniți împreună. Știți că astfel de evenimente se întâmplă astăzi pe tot mapamondul, astfel de proteste. Puteți să dați câteva cuvinte de încurajare familiei Botnariu? Absolut. Faptul că micuțul Ezechiel este astăzi alături de mama sa, de Ruth, și de Marius, tatăl său, îmi dă speranță mie personal și sunt convinsă că și lor, că într-o bună zi vor fi reuniți toți împreună.